Cristi Dorumbac ne aduce rubrica Real IT. Bună dimineața, Cristi! Bine v-am găsit! Bună dimineața, Cristi! Ah, uite, ne vedem aici. Și noi pe noi, da? Ne vedem în... Așteptăm practic, să apar. Nu e, poți să te uiți chiar și la monitor acolo. Ne vedem exact, dar știi că tot despre asta vorbim, că Google îți prezintă acum, îți permite acum să împărtășești locul unde te afli, așa și imaginile, știam unde sunt, puteam să le vedem pe Google până să apară pe ecran. Frumos. Da, Google Maps îți permite să... împărtășești cu prietenii tăi locul unde te afli, spre exemplu, ești pe drum spre o întâlnire și te întreabă unde te afli și tu poți să intri pe Google Maps și să zici sunt aici, hai să uite cât mai am până la destinație, o să se ajungă, o să ajung foarte ușor. Este o chestiune privată sau poți să te vadă toți care intră pe Google? Și privată și publică, adică e în funcție de cum o vrei tu să o setezi. E un lucru foarte interesant, adică cei de la Google oricum aveau aceste date, așa că de ce să nu le împarți și cu prietenii tăi și să le împărtășești cu cei care sunt... Sau poate fi utilizată foarte simplu atunci când te afli într-o zonă și nu știi exact strada, îi faci exact share la locație prietenului care vrea să te găsească. Și el sau... te poate ghida să spună fă stânga, fă dreapta și așa mai departe. Bine, până atunci tot spun eu de ceva timp că viitorul va fi al mașinilor autonome. Eu mă aștept undeva ca în 2020 să avem parte numai de mașini autonome. Bine, până atunci o să tot vedem știri de genul acesta. Asta este o mașină autonomă de la Uber care s-a răsturnat. Care din ele? Cea răsturnată. Care s-a răsturnat pe o stradă din Los Angeles la finalul săptămânii pentru că nu se știe exact de ce, dar cert e că a avut parte de această coliziune în trafic. Probabil cineva nu i-a cedat trecerea sau a incomodat mașina în momentul în care era în modul autonom de conducere, iar șoferul n-a avut timp să reacționeze și astfel mașina s-a răsturnat. Dar arată bine după impact, cel puțin păi, ca mașina... Pentru că sunt mașinile un pic mai rezistente și sunt mai serioase între timp. Până atunci, toți cei de la Google vor renunța la... cum ne-am obișnuit de noi de mult timp la Google Talk. Google Talk era o mică aplicație în Gmail care îți permitea să vorbești într-un fel de chat cu toți prietenii tăi de pe Gmail. Da, exact. Iar această aplicație ajunge la final. Ea este înlocuită de foarte mult timp de Google Hangouts, acum de Google Allo, de Google Duo, de Google Meeting și toate celelalte aplicații ale celor de la Google care îți permit să vorbești cu prietenii tăi. Acum nu știu dacă o să rămână, o să introduc o altă aplicație în Gmail sau Gmail va rămâne doar o adresă de mail simplă, dar rămâne de văzut să aflăm ce se va întâmpla cu cei de la Google și cei de la Facebook, folosesc această imagine pentru că mi s-a părut foarte amuzantă, vor să introducă în secțiunea de comentarii și acele mesaje pe care noi le vedem sub formă de GIF-uri. Astfel încât în momentul în care vom comenta, vom putea comenta atât cu GIF-uri, dar și cu like-uri care vor fi animate, spre exemplu cum vedem în imaginea aceasta. Credeam că vor să facă un dublu like, știi? Da, nu neapărat. Până atunci da, și o să vedem probabil rețeaua de socializare mult mai animată, cu mult mai multe poze și mult mai multe lucruri care ar trebui să ne bine dispună. Cam atât pentru astăzi. Mâine dimineață o să vin și cu mai multe știri interesante. Bine, te așteptăm. Te așteptăm cu mare drag. Mulțumesc. Cristi Dorumbac și rubrica Real IT. Se vede și pe publica.md.